Du nur für Messer. Nici noi nu putem spune numai la aceasta, din potriva. Întotdeauna când este vorba despre căsătorie, în casa lui Dumnezeu, avem motive să fim bucuroși. Avem motive să mulțumim lui Dumnezeu, pentru că în aceste zile în care diavolul se luptă să desfințeze valoarea familiei, să desfințeze valențele familiei, sunt tineri care consideră că este necesară binecuvântarea lui Dumnezeu peste legământul pe care ei l-au încheiat și în fața ofițerului de stare civilă, conform certificat de căsătorie pe care îl avem, dar urmează ca și în fața lui Dumnezeu, fața martorilor văzuți și a celor nevăzuți, să-și spună credință unul celuilalt, să încheie acest legământ înaintea lui Dumnezeu. Și în felul acesta se implice pe Dumnezeu, se implice prezența lui Dumnezeu în viața lor. Domnul să-i binecuvânteze. Haideți să cerem binecuvântarea prezenței lui Dumnezeu și prin fratele Sandru Dragoș, să cerem ca Domnul să binecuvânteze lucrarea din această dumneavoastră, să binecuvânteze pe toți cei care vor sluji, să binecuvânteze pe cei care sunt prezenți aici. Amin. Amin. Deschidem Sfânta Scriptură și inimile noastre la Cuvântul lui Dumnezeu. Vreau pentru noi toți, dar în special pentru cei doi, pentru Mire și pentru Mireasă, să citim Cuvântul lui Dumnezeu din Psalmul 128, versetele 1 și 2.
pentru ca să descoperim care este sursa fericirii.